Așa, prințeselor, prințeselor, stați puțin! Nu e așa, nu puteți să scăpați așa ușor de mine. Ați fost mult prea frumoasă ca să scăpați așa ușor. Cum te cheamă? Briana. Îți place ce faci? Da. Îți mai dorești ceva în viață? Nu. Cam asta a fost, nu? Da. Tu mai vrei ceva de la viață acum? Nu. E cineva care vrea ceva de la Moș Crăciun? Te rog. Mai vreau să cânt la pian. Corect. Te înțeleg foarte bine. Te rog. Eu vreau să fac în continuare cu Ana Ioniță și să nu sfârșesc baletul cu Ana. Nu te vei sfârși baletul cu Ana dacă depinde de Ana, vreau sigur. Vreau să fac în continuare și să am mai mult talent. Dragostea mea, dai foarte mult talent. Foarte mult talent. Crede-mă. Tu, prințesă, care-i dorința ta cea mai mare în viață? Să fiu balerină. Despre asta este vorba. E cineva care nu vrea să fie balerină între noi? Nimeni! Nu! E foarte greu să fii balerină? Nu e foarte greu, că învățăm multe lucruri de la Oana. Am auzit că Oana vă iubește foarte, foarte mult. Da. De ce? Fiindcă suntem foarte bune și... Ascultăm! Ar fi trebuit să mă gândesc la asta, absolut. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult, a fost excepționale, cele mai frumoase balerine pe care le-am văzut în viața mea. Câți ani ai, atâta vreau să știu? 6 ani jumate. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. La ce vârstă crezi tu că se mărită o fată? Nu știu. Ok, că am primit răspunsul că la 8 și mă gândeam că, știi ce zic, la 6 ani ți se pare că 8 este peste 20. De asta am vrut să aflu și opinia ta. Mult mai bine să spui nu știu în ziua de azi. V-am pupat, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Urmează să ne mai întâlnim cu prințesele minunate, minunate, minunate la un moment dat, pentru că o să mă țin de capul Oanei să mai vină cu ele. Imediat ne întoarcem, va trebui să mai și să mai capăt și eu un pic de contact cu această emisiune pe care am uitat-o de drag ce mi-a fost de prințesele balerine.